Cum ți se pare? Ai, faină, ți-ai luat mașină nouă. Am crezut că... Ce importanță are? N-are importanță că e nouă. Na, am crezut că nu e mai nouă ca a mea, dar dacă zic că e mai nouă ca a mea, e faină, dar... Să știi că și eu mi-am cumpărat mașină nouă, mai nouă ca asta. Ok. Da, dar na, doar că a mea e mai mare. Ok. Și mai frumos colorată. Am înțeles, păi să-mi arăt și mie când o fi. Păi da, nu vreau să debusolez, că abia ți-ai cumpărat o viață și ești bucuros de ea și după aia când o vezi pe mea că e mișto și mai faină. Nu, ți-o arăt eu când nu-i problemă, stai liniștit. Stai liniștit, că supraviețuiesc eu. Deci serios, chiar sunt curios, vreau să-mi arăt și mie când o fi. Asta e că încă nu a ajuns, mai durează un pic. Cât? Cam vreo 7-8 ani până am toți banii și după aia, bam, am luat-o. A, deci tu încă n-ai cumpărat-o. Ei, n-am cumpărat-o acum, n-ar rost să fii invidios că e mai mișto a mea, dar eu am cumpărat-o doar că e cu livrare mai lentă, mult mai lent, asta e tot, că e mai special. Păi cum așa, adică ai plătit pentru ea deja? Da, avansul. Acceptă ăștia avansul cu 7 ani înainte? Nu l-am dat încă, dar îl am și când strâng restul, mă duc și-l plătesc și am mașina. Dar mașina aia pe care o aveai tu avea 4 ani sau ceva, nu e bună? Ba da, aia nouă pe care mi-o au e mai faină și e mai nouă ca asta și mai faină ca asta, adică, dar e ok și aia. Bine, man. Doamne ajută să fie așa cum zici tu. Hai să arăt ce mai are asta. Dar cu becul ăla ce e acolo? Fii atent, senzor de trafic. În caz de accident îți frânează. Nu e bun. Deci eu conduc mașina sau eu mă conduci pe mine? Nu e bine. Păi în caz de, Doamne ferește, man, eviți un accident. Da, asta e mai mult pentru șoferi așa mai slab pregătiți ca tine, dar pe mine mai tare mă încurc asta. Eu cum sunt profesionist, dai seama. Nu, în fine. Da, zici tu că nu-ți trebuie. Și scaunele astea așa... Săraci, ce-i cu rafia asta? Zici că e făcută din sacoș de pești la piață. Nu, man, e piele ecologică. Ecologică? Adică de săraci. La mine n-am opțiunea asta, la mine e premiu. Păi și asta e tot premiu. E cea mai calitativă chestie pe care putea să mi-o oferi, cea mai calitativă opțiune. Na, la mine o să fie piele de capră din munte virgin din România. Și pielea și capra și muntele o să fie virgin toate. Efectiv, ultimele două capre din România, virginii, mi le-au pus mie pe scaune. Și motorul ăsta cât ca ai zici că are? 140. Puțin, eu atam pe roată. Dar motorul tău cât are? 7000. Motorul? Da, când te uiți în bord și o turezi așa faci, până 7000 îți duce, 7000 de cai. Alea sunt turațiile, boss. Ai turațiile, nu știi tu. Și pe aici ce mai e? Asta e computer de bord? Da. Și ce așa mic? A mea o să fie tot parbrizul ăsta. Păi știu cum mai conduci dacă ai parbrizul acoperit complet? N-ai nevoie, de ce să te uiți tu? Conduci mașina singură, tu doar te mai uiți așa pe geam după o gagică, după aia mai salut unul pe geam ca șmecher, mai hai noroc, mai... Da, n-ai, rest, n-ai. Auzi, dar culoarea asta ai ales-o tu? Dar ce are? Am plătit 500 de euro în plus pentru ea. Da? Eu am plătit pe a mea, pe culoare, în plus, 2... Cât era pe asta? 20.000 am plătit în plus pe a mea. Pe culoare, doar pe culoare. 20.000. Dar ce culoare? Roșu de voroneț. Albastru. Nu, e roșu. Albastru de voroneț. Roșu nu există. Băi, vezi ce rară-i? Că doar eu am. Tu nici nu știi că există. E aproape secret. Efectiv, e culoarea asta și ți-a ei. Da, man, nu știu. În principiu cam astea. Ar mai fi niște chestii, dar... Da. Asta-i. Da, păi da, n-ai ce să-mi arăți, că e sărac, e puțin, n-ai mare lucru. La mea când o să-ți fac turul, stai 2 săptămâni. Vii cu campingul, efectiv o să fii ca la Louvre. Coadă mare. Dar ce mașină-i? Când n-am apucat să te întreb. BMW A8. Audi A8. Nu? A mea BMW? Poate BMW seria 7, seria 5, X5. Nu. Asta e BMW A8 S-Class. Ești sigur că asta-i? Da. 100%. Și cât costă? 100.000 de euro. 100.000 de euro? Da. BMW A8 S-Class? Da. Doamne ajută să fii, cum zici tu, să o stăpânești sănătos. Ei, și tu pe-a ta. Adică... Și asta e frumos, da, nu e ca mea, dar oricum e ok, da, nu zic, dar oricum e frumos. Da, Doamne ajută, mă, hai, te-am pupat. Hai că vorbesc la reprezentanță să primesc poză cu bijuteria și să o arăt. Dar să nu mor din invidii, dar te rest... Te rog, cum să nu? Da. Da, deci să fii pregătit că o să fii, sigur. Bă, zic, dar cum rest... Cum să nu? Sigur. Hai, te-am pupat. Deci, salut. Alo. Da, boss, poți să vii să o iei. Da, gata, l-am ofticat destul. Acum, pe buni, ori își cumpăr una nouă, ori o să editez în Photoshop ca să-l cred. Cum de ce? Dă-l în ceapa măsii, frate, m-o terorizat cu pozele lui din Zanzibar și de atunci mă freacă a mea că hai să mergem. Mă bagă și el în datorie, îl bag și eu pe el.